Anii trec, se duc și zboară, totul trece ca într-un vis. Mamă, ești tot mai frumoasă, chiar dacă timpul te-a nins. Și nu știu în lumea asta. Doamna Iulia, bună ziua și bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Porc Surprize și am venit să vă bucurăm această zi deosebită, căci împlinim o vârstă frumoasă, da? Și în special am venit noi ca să vă bucurăm ziua și în primul rând vreau să vă mâncăm acest coșuleț de flori, da? Așa este pentru dumneavoastră. Aici mai aveți un coș cu fructe și dulciuri, pentru că aveți nevoie de vitamine, neapărat să le consumați, da? La vârstă, da? Sigur, sigur! Așa! Și mai aveți și o tortă, ca să vă îndulcească sufletul dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb, de la cine credeți totuși că vine surpriză, vă dați seama? Da, cred că de la fete, de la copii, de la... Care de sunt la... în depărtare. Depărtare, care nu mai sunt lângă mama. S-au crescut și s-au... Nu mai sunt lângă noi. Așa, sigur și, că... Mă rog, mai avem și... Poate și un bărbat, eu știu, poate și eu să mai gândit de mine. Bine, vă citesc un mesaj care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. La casă părintească, noi, azi am venit cu un buchet de flori. E sărbătoarea cuivul drag. Măicuță ne așteaptă în prag. Mămică, azi de ziua ta, noi ne închinăm până la pământ, cu sufletul și inima. Suntem aproape oricând. Vrem să te îmbrățișăm cu dor, să sărutăm mâinile moi, cu care ne-ai crescut pe noi, muncind din noapte până în zori. Vă mulțumim, iubiți părinți, iertare cerem să ne miluiți. Sunteți un tot întreg și multe sunt de spus. Cu drag ai tăi copii care mai sunt și care nu-s. Sigur că această surpriză vine din partea fiicelor Aurelia și Natalia, pentru scumpa noastră mamă. Mulțumesc, mamă. Mulțumesc că m-ați uitat din părinți. Mulțumesc, fetelor. Să trăiți și voi, măcar să ajungeți. Să vă vedeți strănepoții.